În emisiunea Audiența din 14 octombrie, în care invitat a fost șeful serviciului rutier Giurgiu, comisarul șef Marian Popescu, mai mulți giurgiuveni au reclamat că în zona Istru, pe șoseaua Slobozii, nu există decât o trecere de pietoni și aceasta nici de cum nu deservește zona cea mai circulată. Astfel, locuitorii din zonă sunt nevoiți să traverseze pe unde apucă, expunându-se zi de zi pericolelor. De ce la Istru și la fabrica de pâine, din partea stângă, nu se face trecere de pietoni, pentru că merg copiii la școală? În urma sesizărilor din emisiunea de la TV Giurgiu, Marian Popescu a confirmat că în zonă se impune de urgență o trecere de pietoni. Așa este, nu există trecere de pietoni. Există acel liceu de chimie sau cum se numește, da, la, în zona, acea, da, zonă, urmează ca în cel mai scurt timp să fie marcată o trecere de pietoni, semnalizată corespunzător și elemente de calmare pentru a determina conducătorii auto să respecte regulile de circulație, în special la trecerile pentru pietoni. La doar două zile de la dezbaterea din emisiunea Audiența, locuitorii din zona Istru, șoseaua Sloboziei, au avut bucuria să constate că zona periculoasă unde copiii traversau în fugă șoseaua către școală va avea trecere de pietoni. E binevenită trecerea de pietoni? Da, este că se asuiu ăsta, că cimitirul și mini cartierul ăsta, copii mulți, aici sunt foarte mulți copii, dacă ați observat, ați filmat înăuntru, e bine, e foarte bine. Foarte bine, cu i-a dat în gând să o facă, să traversează la magazinile astea, la blocurile astea, la cimitir, așa că e o măsură bună. Pe unde traversai până acum? Tot pe aici. Chiar dacă nu era trecere de pieton? Da, o luam pe acolo. Și nu ți era frică de mașini? Păi fugeam. Foarte bună, foarte bună, pentru că prima dată se luase semnul de aici și copiii venind de la școală nu mai aveau pe unde să treacă. Foarte bună ideea, foarte bună. Ce făceai când mergeai la școală? Pe unde traversai? Pe șosea și mi-era frică să nu mă calce mașinile. Comisarul șef Marian Popescu a mai afirmat că și alte zone din oraș sunt în atenția atât a poliției cât și a administrației locale pentru înființarea de treceri pentru pietoni.